Cuvânt de învățătură al celui întru sfinț părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, în sfânta și luminata zi a măritei și mântuitoarei învierii a lui Hristos, Dumnezeul nostru. De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum răsplata, de a lucra cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă, de a veni cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască, de a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum, că-și cu nimic nu va fi păgubit, de a întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie și să nu se îndoiască. De a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi, odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi, și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie și aceluia plătește și acestuia dăruiește și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucurie a Domnului nostru, și cei din tâi și cei de-al doilea luați plata, bogații și săraci împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat și cei leneși cinstiți ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului, a stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădata iadul cel ce s-a coborât în iad, umplutul-a de amărăciune fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta mai înainte, înțelegându-o, Isaia a strigat, iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos. Amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost batjocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde-ți este moarte boldul? Unde-ți este iadule biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și au căzut diavolii, înviat-a Hristos și se bucură îngerii, înviat-a Hristos și viața stăpânește. Hristos și niciun mor nu este în groapă.
că Hristos, culându-se din morți, începătura celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.